2016. Poate vă întrebați ce legătură este între poezie și matematică. Ei bine, oricât ar părea de contradictorii acești doi termeni la prima vedere, există undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește cu poezia, așa cum spunea poetul Ion Bari. Poezia și matematica se pot întâlni, așadar pot crea corespondențe, pot corela, ambele presupunând un nivel spiritual elevat. Doamna Sibiana a ales calea poeziei, matematica rămânând un crâmpei din viața sa. Poate că formulele matematice le-a uitat pe unele, dar matematica a rămas în sufletul dânsei, ocupând un loc aparte. A cochetat, deci, cu muzica, cu matematica și acum cu poeziei. Cu poezia. Personal, cred că, urmând calea primelor două, a găsit făgașul sublim al celei mai recente sale pasiuni, poezia. Propun, deci, să-i acordăm o șansă. Pentru buchetul de iubire, vreau să îi dăruiesc doamnei Sibiana un buchet de felicitări, de îmbrățișări, de prețuire și alte asemenea buchete vreau să le dăruiesc zilei poeziei, primăverii mult așteptate, celor care astăzi sunt prezenți alături de noi pentru a prezenta volumul, scriitoare Lucia Pătrașcu și domnului profesor Jerica Chiria, celor care astăzi ne vor încânta cu momente artistice asortate poeziei, domnul profesor Florin Lazăr, Teodor Gabriel Șchiaua și Andrada, atât pot să spun, nu mai rețin. Robea și Andrada Robea, da. Și nu în ultimul timp rând, dumneavoastră tuturor celor prezenți astăzi aici, cu toată dragostea și prețuirea mea. Bună ziua și bine ați venit! Ca o adevărată școlăriță ne-am făcut să pui în ceasă temele și pentru că atunci când vorbim la liber nu ne găsim cuvintele, am preferat să mi le aștept din timp de pătrâni. Vă mulțumesc pentru bucuria ce mi-ați făcut-o astăzi de a fi aproape la un eveniment așa de important din viața mea, lansarea celui de-al treilea volum de versuri, Buchetul de iubire. Din lansarea volumului meu de versuri, Buchetul de iubire, doresc să fac un spectacol de muzică și poezie. Doresc să vă țin captiv în magia versului meu, să vă transmit, să vă trimit în lumea de vas ce cu pasiune am creat-o. Buchetul de iubire este un volum de versuri de dragoste izvorâtă din adâncul sufletului meu. Un mănânc de trăiri adunate într-un buchet cu parfum de primăvară. Cum definește autorul din mine iubirea? Cum altfel decât în versuri? Poezia iubirea, ultimul vers. Iubirea e dar și dăruire, credință, patos și blestem. Iubirea e vrajă și unire, e contopirea în suprem. Astăzi, de Ziua Mondială a Poeziei, felicit toți creatorii de frumos și toți scriitorii de versuri, pe toți cei ce pipără în sufletele noastre dramă de bucurie și de sfătare. La mulți ani, oameni frumoși, la mulți ani visători. Revenind la volumul meu de versuri, dedicate iubirii, volum ce a văzut lumina tipalului de curând la editura Lucas Brăila, împărtășesc bucuria nașterii acestui volum bogat în trăiri, în sentimente și în sensibile gânduri cu dumneavoastră astăzi aici. Este un buchet al declarațiilor de dragoste, al amăgirilor, al renunțărilor, al ambițiilor, al revenirilor, al jurămintelor, al regretelor. Este un volum al sensibilității umane, un imn al iubirii, închinat bărbatului și femeii.